Roman. Doamnelor și domnilor, să sește prefectul județului Sălaș, domnul Florin Floreanu, să fie de comandant cu garnizoane, domnul colonel Ștefan Toader. Pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și statului român. Este și motivul pentru care istoria armatei române nu poate fi desociată de cea a poporului nostru. Ne înclinăm cu deplină recunoștință în fața memoriei eroilor căzuți pentru apărarea patriei și omagiem în același timp pe veteranii de război, oameni pentru care nobila datorie față de țară și neam a reprezentat supremul lor crest. Faptele României armate și-au găsit pe deplin relevanța în evenimentele și de-a lungul istoriei moderne și contemporane, de la războiul de independență până la Revoluția din decembrie 1989, moment ce a relevat din nou identificarea instituției oștirii cu interesele fundamentale ale întregii națiuni, precum și comportamentarea exemplară a militarilor români în teatrele de operații alături de partenerii de coaliție. Dorim să-i asigurăm pe toți românii că armata, la sărbătoarea zilei sale, are hotărârea și pregătirea necesară pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a onora și aduce mai departe tradiția și menirea de instituție fundamentale a statului român. La mulți ani, Armatei României! Urmează oficierea serviciului religios. Mărire Sfintei știrii de ființă și de viață păcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâitorule, Spiritul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejei păzește
și fă ca tot poporul tău să trăiască în pace și în dragoste, toată în desularea bunătății celor de pe pământ, dăruindu-le. Că s-a binecuvântat, s-a preamărit prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cârmuitorilor bisericilor noastre, Domnul Dumnezeu, dă-le, Doamne, zile îndelungate, bună sporire, îndreaptă, propovăduire și cuvântul adevărului, în cuvântul adevărului păzești și cârmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Autorităților de stat și armatei noastre, dă-le, Doamne, zile bune îndelungate, viață, pașnică, sănătate, mântuire și în toate spor bun, iar asupra vrășmașilor biruință și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Vincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și în spor bun în toate și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru rugăciunile tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îndură-te și ne mântuiește pe noi. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu glorile dreților celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele robilor tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită care este la tine, iubitorule de oameni, într-o dignata, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește și suflete vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce-ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască suflete pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagări și închisori, pentru ca zlițe iertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește,
Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și să odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cel și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților Tăi și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în invităm să ia cuvântul pe comandantul garnizoanei Șimleu Silvanei, domnul colonel Ștefan Toader. Distinse domnule prefect, domnule senator, domnule primar, doamnelor, totul de ale veteran de război, distinși invitați și în ultimul rând, dragi camarazi, permiteți-mi să vă adresez un cald salut și să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare. Profit de acest prilej și doresc să fac o scurtă introducere în istoria Zilei Armate României. Din anul 1830, anul înființării Armatei Române Moderne, și până în anul 1951, nu a existat o zi de sine stătătoare exclusiv destinată sărbătorii armate. S-a stabilit în anul 1951 ca această zi să fie ziua de 2 octombrie, amintind de 2 octombrie 1943, când Stalin a aprobat organizarea primei divizii, divizia Tudor Vladimirescu, dorindu-se să se sublinea că această divizie ar fi nucleul noi armate. Acest lucru a durat până în anul 1959, când ziua armatei a fost mutată pe data de 25 octombrie. Așadar, simbolul acestei zile a armatei înseamnă ziua în care societatea civilă aduce onorul recunoștinței oștirii. Îi sărbătorim pe toți cei care au luptat în epoca medievală, în războiul de neatârnare, în primul război mondial, în al doilea război mondial. Semnificația acestei zile este legată de ofensiva pentru eliberarea Ardealului de Nord, ofensivă desfășurată în perioada 9 la 25 octombrie. Plecarea a fost alinamentul râului Mureș, între Luduș și Târgu Mureș. A urmat apoi eliberarea Clujului,
trecerea peste munții Făget, Meseș, eliberarea Oradea și ajungerea la Carei și la Satu Mare. Comandantul Glorioasei Armate a IV-a a fost generalul Avramescu, care a folosit două corpuri de armată, corpul 6 la flancul stâng, cu divizia 9 și 18 infanterie, a reușit să cucerească localitatea Carei în 25 octombrie, iar la flancul drept cu divizia 11 din corpul 2, localitatea Satu Mare. Avea să consemneze generalul Avramescu în ultimul de zi, pe 25 octombrie, luând pildă celor care au pus mai presus patria decât viața, continuăm lupta. Sălașul nu a fost ocolit de aceste evenimente, luptele s-au dus în perioada 15 la 25 octombrie, 11 zile, Sălăul fiind eliberat pe data de 17 octombrie de către grupul de cercetare a diviziei 11, conduse de capitanul Dumitru Cristurean. Povestește capitanul Dumitru Cristurean în proiectul său de campanie, căci trecând granița, în momentul în care a trecut granița, soldații lui au salutat pământul românesc, după care au trecut în Ungaria. Eliberarea Transilvaniei a fost posibilă prin conjugarea efortului a 500.000 de oameni organizați în 48 de divizii. Jertfa a fost una impresionantă, 58.000 de oameni, în sălaj fiind înmormântați 601 militari, majoritate din regimentul 34 și regimentul 2, cărora astăzi noi le aducem o comemorare și lucrul acesta trebuie să-l facem mereu. Rezultatul acestei ofensive este aducerea la patria mumă a unei suprafețe de 44.000 de kilometri pătrați, atât însemnat Ardealul de Nord, și o populație de 2.600.000 de cetățeni. Istoria, jertfa compatrioților noștri ne obligă să le adresăm în permanență și să le recunoaștem meritele, să ne gândim cu pioșenie la ei. De aceea consider că unitatea națională trebuie să ne fie supremul crez. Armata României așadar sărbătorește ziua de 25 octombrie cu satisfacția îndeplinirii unui ideal și de asemenea cu conștiința sarcinilor pe care le are de realizat. La mulți ani Armatei României! Vă mulțumesc pentru atenție! Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvanei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Domnilor comandanți, domnule prefect, domnule deputat, onorați fețe bisericești, dragi ofițeri, subofițeri, cadre militare în rezervă, retragere, maestri militari, soldați gradați, voluntari. Ziua de 25 de octombrie în fiecare an este o zi în care sentimentul de recunoștință se îmbină cu sentimentul de bucurie. În fiecare an de 25 octombrie ne aplicăm cu multă recunoștință în fața tuturor acelora care s-au jertfit pentru ca astăzi noi să trăim liberi. În același timp, în ziua de 25 octombrie, ne bucurăm că avem o armată română integrată în structurile euroatlantice și cea mai potrivită expresie pe care am auzit-o astăzi aici este aceea că suntem determinați și bine pregătiți pentru a ne putea duce la îndeplinire misiunile pe care le avem. Dragii noștri, dați-mi voie să mă fac purtătorul de cuvânt a șimleoanilor, să vă mulțumesc pentru că existați ca și unități militare aici, în orașul nostru, și să vă doresc tuturor, ofițerilor, subofițerilor, în retragere sau în rezervă, maestrilor militari, soldați gradați, voluntari, personalului civil care lucrează în armată, să aveți parte de o zi a armatei frumoasă, să fiți sănătoși și să vă bucurați împreună cu cei dragi dumneavoastră de această zi importantă, de această sărbătoare importantă, mulți ani. La mulți ani Armatei Române!
Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe domnul Florin Florian, prefect al județului Sălaj. Bună ziua, mulțumesc frumos! Vreau să-i mulțumesc domnului comandant Toader pentru precizările corecte care s-au făcut cu privire la însemnătatea și simbolistica și importanța zilei de 25 octombrie ca zi Armatei Române. Onorată asistență, dați-mi și mie voie să aduc un gând bun Armatei Române, cadrelor militare în rezervă, cadrelor active și să vă spun că 25 octombrie 1944, ziua eliberării ultimei palme de pământ românesc de sub ocupația străină, a avut și continuă să aibă valoare de simbol pentru oștirea și poporul român. Datorăm profund respect soldatului român care a luptat cu toată ființa și puterea sa, animat de patriotism și sentimentul datoriei. A rămas de multe ori anonim, pentru că întotdeauna numele său s-a contopit cu cel al țării, cu cel al poporului, acesta devenind emblematic datorie și sacrificiu. Ziua Armatei este cel mai potrivit moment pentru a ne exprima prețuirea față de toți cei care servesc patria sub culorile drapelului național, precum și recunoștința față de veteranii de război și militari în rezervă și retragere. Este o zi în care ne împlinăm cu respect în memoria tuturor eroilor care au apărat interesele naționale cu prețul propriei vieți. Niciodată, probabil, vreo instituție a statului român nu va ajunge la nivelul de recunoștință pe care românii l-au față de armata lor. Cu ocazia Zilei Armatei Române, le mulțumesc tuturor acelora care pun pe primul loc iubirea de țară și binele comun, chiar dacă în plan personal trebuie să facă sacrificii. Militarii români sunt astăzi un exemplu suprem al spiritului de sacrificiu și al iubirii de țară și de neam, iar pentru acest lucru le datorăm respect. Vă asigur de toată stima noastră și aprecierea pentru curajul, profesionalismul și dorirea cu care vă puneți în slujba țării. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, urmează decernarea din partea comandantului garnizoanei Șimleu Silvanei a diplomelor de veteran, cadrelor militare, participante în teatrele de operații. Domnului locotenent colonel Marius Vetișan, participant la misiunea OMLTCS, rotația a doua. Domnului major Șumălan Cosmin Petru, participant la misiunea Task Force Zabul, ISAF 3. Domnului plutonier major Ghile Alexandru, participant la misiunea OMLTCS, rotația a treia. Domnului caporal Berar Bogdan Ovidiu, participant la misiunea OMLTCS, rotația a doua. Urmează decernarea din partea comandantului garnizoanei Șimleu Silvaniei a steagului de identificare, fanioanelor și diplomelor de excelență unor persoane ale instituțiilor și comunității locale în semn de apreciere pentru colaborarea cu instituția militară de la nivelul garnizoanei Șimleu Silvaniei. Se decernează steagul de identificare al Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, domnului Florin Florian, prefect al județului Sălaj. Fanionul Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, domnului inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primar al orașului Șimleu Silvaniei. Placheta Batalionului 315 Artilerie Simion Bărnuțiu, domnului major Mălan Ioan, șef al formațiunii de pompieri Șimleu Silvaniei.
Fanionul batalionului 316, asigurare date Guruzlău, domnului major Dan Tăut, șef al formațiunii de jandarmi și Leu Silvaniei. Se acordă diplomă de excelență domnului colonel în rezervă Bontea Gheorghe. Se acordă diplomă de excelență domnului Oltean Romeo. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Coroană de flori din partea prefectura județului Sălaj. Camera funcționează. Leu Silvaniei.
Casa Greco-Catolică și Mleul Silvaniei. Vă invităm să audiați un scurt program artistic oferit de elevii Școlii Gimnaziale Silvania și Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, conduși de domnul profesor Traian Albu și acompaniați de domnul Petre Gliguță. Oh.
acum ți-a venit rândul. Ostașule, alungă-ți din minte teama și gândul. Fii mândru, căci țara acum ea te cheamă s-o aperi de dușmanii ce vor s-o destrame. Ostașule, cei ce rămân își vor aduce aminte de tine, iar numele tău îl vor rosti cu cinste oamenii de bine, căci sângele tău n-a curs în zadar. Vezi de țară sărută pământul și sfântul Adar. Versurile aparțin colonelului în rezervă Parocescu Viorel. Sănătate, bravi ostași și buni la toate, fericire, bucurie la întreaga familie. Yeah.
Salut, Septimiu! Trăiască, trăiască! Ce ziariști ăștia! Să rămâne! Sunteți ziariști ăștia, sunteți și puțin și vă... Salut, domnul Doare! Nu de scandal! Thank you.